Întrerupem programul radioului pentru că am un anunț care o să vă dărâme. Iar au venit audiențele. Vrem să creăm un pic de atmosferă. Un pic de atmosferă. Pentru că așa mare anunț n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp. Aolo. S-ar putea niciodată. Aolo. Au, mă sperii. Aolo. Doamnelor și domnilor, ieri au venit audiențele astea generale pe radiouri, pe numărul 1, care cumva ne-a reconfirmat și ne-a calibrat. Ne-a recalibrat. Da. Dar dincolo de asta, cea mai mare victorie pe care am reportat-o în studiul ăsta de audiență național între lunile mai și august a fost faptul că matinalul pe care l-ascultați este matinalul cu care se trezesc cei mai mulți români. Adică este radioul cu cei mai mulți ascultători dimineața din toată România. 1.075.000 de români oficial ascultă Morning Zoo. Cât? 1.075.000 ascultă Morning Zoo. Vai de capul meu. Kiss FM 1.050.000. Dar faptul că un radio mic cum este Radio Zoo depășește un radio mare ca acoperire cum este Kiss FM nu e decât wow. Un mare mulțumesc din partea noastră. Holy moly, mulțumesc. În rest, pe publicul comercial, publicul ăla care contează, publicul activ, care muncește pentru România, plătește taxe, impozite, duce România în spate, pe publicul comercial Morning Zoo este lider. Wow. Este liber. Pe București este lider pe urban, adică pe orașele României și pe național. Și în market share, și în număr de ascultători din toate unghiurile, oricum ai privi audiențele astea, nu există un matinal mai bun decât deci, practic, acesta. Cum ne privești, suntem numărul 1. Cum ne privești, suntem numărul 1. 360 de grade, numărul 1. Mulțumim încă o dată, România, încă o dată, țineți minte informația asta oficială, că cei mai mulți români se trezesc dimineața cu Radio Zoo. Morning Zoo e matinalul cu cei mai mulți ascultători din România. Era doar de piesa asta. Noi fără probleme. Despre timpul care nu ne lasă în pace. Dar ce să facem, suntem lideri și ne place. Muzica tare ne place vara la mare, ne place vara la munte, ne place oricum și oriunde. Că vara asta nu e despre vreme. E despre nopți ce vom face noi cu ele. Starea naturală. Când stai cântăm și cum. Starea naturală e zoo. Bagă! Bună dimineața, faceți cumva să recepționăm și noi Radio Zoom Bucovina, acum se poate doar online. Îți dai seama dacă noi fără Bucovina suntem numărul 1? Vai, după ce a fost în Suceava, acolo clar suntem. Cum, noi nu ne auzim la Suceava? Nu la Suceava, într-o parte a Bucovinei, mare parte. Ne place muzica bună la radio cum răsună. Că vara asta nu e despre vreme. E despre o fată care face doar probleme.